Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În sfârșit avem zi de vineri, o altă săptămână plăcută de toamnă se pregătește de final și face loc unui weekend încărcat de semnificațiile dinaintea sărbătorii Sfântului Dumitru. Se aprind focurile lui Sumedru în această seară în mai multe localități argeșene, printre care Mioveni, Topoloveni, Țițești, iată o tradiție românească veche de peste 2000 de ani. Până atunci să ne ocupăm de această zi importantă de 25 octombrie, zi ce a rămas întipărită ca fiind ziua în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei. De altfel, ziua armatei a fost, este și va fi întotdeauna și ziua soldatului. La mulți ani urăm și noi pe această cale armatei române. Ce urmărim în această dimineață la cafeaua cu piper? În câteva momente, Cristina Munteanu vă prezintă știrile Antena 3 Pitești, apoi revenim în direct la rubrica Doctorului Tase. Vorbim despre fumat, acest obicei atât de popular în țară și nu numai, care are însă urmări nocive, cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar oare cât de mult conștientizate? Doctorul Adrian Tase ne va spune ce conține fumul de țigară și care sunt efectele fumatului asupra sănătății. Nu ratați nici partea a doua a matinalului, când veți cunoaște sau recunoaște o tânără superbă, piteșteancă, model de succes. Primii 8 ani de viață i-a petrecut în Italia, iar acum pregătește o carieră de medicină în București. Michela Ciorna, printr-o frumusețe fizică deosebită, îmbinată armonios cu prețioase calități sufletești, câștigătoarea concursului de Miss Intercontinental România 2019, merge mai departe la finala mondială din India și o așteptăm mai târziu la o cafea cu piper. Eu sunt Dana Popescu, bună dimineața, rămânem împreună la Antena 3 Pitești. Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. În urma analizelor Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București, a fost confirmat virusul pestei porcine africane la cea mai mare firmă din Argeș. Este cea mai mare din sudul țării, ferma din Slobozia. Localnicii se tem acum că boala ar putea apărea și în gospodăriile lor. A fost posibil să lovească o societate ce dispune de cele mai moderne mijloace de siguranță în prevenirea virusului, este posibil să lovească și gospodăriile. Centrul local pentru combaterea bolilor a aprobat planul de măsuri în zonele de protecție pe o rază de 3 km la Răscăiesc din Dâmbovița și Slobozia din Argeș și de supraveghere pe o rază de 10 km în localități din cele două județe. Ținând cont de evoluția alarmantă a virusului pestei porcine africane în Argeș, reprezentanții instituției prefectului au făcut apel către autoritățile locale să trateze cu maximă responsabilitate situația și să respecte cu strictețe toate acțiunile impuse de autoritățile competente. A fost interzis accesul în zona focarului. Întreg efectivul de porcine din cadrul societății comerciale a fost ucis și neutralizat prin îngropare, proprietarul urmând a fi despăgubit de stat în condițiile legii. S-au curățat și dezinfectat toate spațiile clădirii afectate, inclusiv anexele și furajele și așternuturile în care au fost ținute animalele bolnave vor fi distruse prin ardere. La Slobozia, oamenii se tem că boala va apărea și la animalele lor în condițiile în care aceasta a apărut la o fermă modernă. Am auzit că e pe aici un preajmă. Vă e teamă? Păi de e că era la porcul de Crăciun, cum ar țar zice, românești. Fiind pe lângă pădure, pe acolo fi fost vreunul infectat și microbul, cu toate că ei au strictețe mari, ei se dezbracă la intrare, servește masa, nu mai iese, n-au voie acasă să crească porci, părinților sau chiar ei, să ducă acolo, fac baie, dezbracă hainele și se îmbracă cu asta. Uite, frică, n-ar de orice darul. Ce putere avem noi să facem? Nu, nu scoatem porcii la pășunați, nu facem probleme de genul ăsta. Nu. Noi ținem în curte la coteț, acolo sau unde ia. Asta e situația, asta e România, asta este sistemul ziua de azi, trebuie să ne supunem, să nu avem ce să facem. Pesta porcină africană are efecte economice majore. Specialiștii susțin că încă de anul trecut carnea și produsele s-au scumpit cu 40%, iar în perioada sărbătorilor de iarnă prețul ar mai putea crește cu încă 30%. Efectele sunt incomensurabile, trebuie să spunem. Una la mână este faptul că se întâmplă la o lună și jumătate înainte de sfârșitul de an și era o posibilitate suplimentară pentru alimentarea pieței argeșene și numai argeșene cu carne de porc. Al doilea fel că circa 200 de salariați acestui holding, acestui complex, nu putem să spunem că este în pericol de închidere a locurilor de muncă, dar este o stare de spirit de care noi nu putem să facem și să trecem cu vederea, să facem abstracție. Impactul economic este
Impactul economic este foarte mare, nu atât prin cei 20.000 de porci a căror contravaloare conform legislației în vigoare este acoperită, dar este o perioadă de circa 4-5 luni în care, dacă totul merge perfect de acum încolo, nu se poate repopula ferma și poate relua circuitul economic din cadrul holdingului. Au fost instituite filtre rutiere formate din polițiști și efective de jandarmerie pentru verificarea transportului de animale și de produse din carne. Au fost catagrafiate toate suinele din exploatații și fonduri de vânătoare. De asemenea, toate cazurile în care cadavrele de porci sunt descoperite în spații publice trebuie raportate și au fost interzise târgurile de animale și expozițiile de păsări. 25 octombrie este ziua Armatei Române. În această zi, militarii sărbătoresc. Se va întâmpla și vineri în întreaga țară. Ziua Armatei Române este marcată printr-o serie de activități atât în țară cât și în bazele din străinătate. Așadar, vor avea loc ceremonii în toate garnizoanele din țară și la monumentele eroilor. Vineri și la Pitești, în semn de prețuire pentru jertfele Armatei Române în lupta pentru eliberarea teritoriului național din al doilea război mondial, vor fi organizate evenimente și vor avea loc momente solemne. Cu această ocazie, în garnizoana Pitești, vom organiza un ceremonial militar în cazarma Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre cu toate unitățile militare din garnizoană, după care vom organiza un ceremonial religios și depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor din cimitirul de pe strada Nicolae Dobrin, urmat de o expoziție de tehnică și armament în piața Vasile Milea, după care o expoziție de documente istorice cu ajutorul sau cu sprijinul unității de arhivă din garnizoana Pitești la cercul militar. Devenită simbol, ziua de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca fiind ziua în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei pentru a-și apăra patria. Doresc tuturor militarilor din Armata României și din garnizoana Pitești multă sănătate, numai bucurii alături de cei dragi, să aibă parte numai de realizări și împliniri în tot ceea ce întreprind la fiecare în unitățile lor și la locul de muncă. Vernisaj excepțional la Galeria Ilfoveanu Badea, expoziția sculptorului Mircea Roman este la Pitești pentru 2 luni. Argeșenii au ocazia să admire până în 10 decembrie sculptura în lemn și bronz a unuia dintre cei mai valoroși sculptori români contemporani. Pictorul Sorin Ilfoveanu a fost cel care a făcut posibilă prezența lui Roman la Pitești. Mircea Roman a ajuns la Pitești, la Galeria Ilfoveanu Badea, cu expoziția sa fabuloasă. Mircea Roman este unul dintre cei mai bine cotați și vânduți sculptori români contemporani. Format la Cluj în anii 80, Roman este renumit pentru lucrările sale iconice, distinctive prin personajele hibrid umane, arhaice și totodată moderne, și prin tehnica specifică de lucru în lemn și bronz. A participat la Bienala de la Veneția în 1995 și a avut expoziții personale la Riverside Studio în Londra, proiecte de instalații urbane pe râul Tamisa sau în curtea Muzeului Țăranului Român. Lucrările sale au fost expuse în muzee și galerii importante de la București la Kobe, de la Londra la Perugia și Bochum. Laureat al Trienalei de Sculptură de la Osaka, precum și a prestigiosului premiu Delfina la Londra, distins în 2000 cu Ordinul Serviciul Credincios de către președintele României, în 2008 cu Medalia de Aur a Uniunii Artiștilor Plastici din Chișinău și cu premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru Sculptură în 2017. Pictorul Sorin Ilfoveanu a reușit să îl aducă în Pitești. Eu n-am fost prea talentat în vremea mea și profesorul zicea că nu simt deloc, așa că tot efortul meu a fost să găsesc un pic de simțire în ceea ce fac. Ei, nu mi-am pus problema dacă are dreptate sau nu, am muncit în continuare. Are și lemnul suflet, câteodată și oamenii au suflet. Câteodată când termin o lucrare simți așa că merită ce ai făcut, când mai bine cât o expoziție merită, că sigur și un premiu te bucură. Vernisajul a fost un eveniment rafinat în stilul Fundației Ilfoveanu Badea. Ne aflăm la acest vernisaj, expoziție de sculptură a unei din cele mai mari sculptori ai României. El a reușit să îmbine cultura, spiritul mondial cu tradiția noastră originală românească, astfel încât la ora actuală încântă orice vizitator. Argeșenii pot vizita expoziția celebrului sculptor român doar până în data de 10 decembrie 2019. BCM-ul Pitești are parte de un adversar facil în Cupa României. Piteștiul se va confrunta cu Focșaniul, echipă din grupa B.
BCM UFC Argeș a aflat adversarul din faza a doua a Cupei României, ediția 2019-2020. Alvioleții vor primi replica echipei CSM 2007 Focșani, echipă care activează în grupa B valorică a Ligii Naționale de Basket Masculin. Primul meci se va desfășura la Focșani pe 27 noiembrie, urmând care turul să aibă loc pe 4 decembrie. CSM 2007 Focșani ocupă pe moment locul 4 în clasamentul grupei B, cu o victorie și o înfrângere. În Cupa României, faza 1 a trecut de nou înființata CSM Târgu Jiu cu o înfrângere în deplasare, 71-76 și o victorie pe teren propriu, 71-57. Programul complet al Cupei României faza a doua vă este prezentat de Antena 3 Pitești. CSM 2007 Focșani, BCU, FC Argeș Pitești, CSM Galați CCM Timișoara, CSO Voluntar, CSA Steaua București, CSM Mediaș, Dinamo Știința București. Acestea au fost zilele de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră. La revedere! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, dacă este vineri, avem rubrica Doctorului Tase, când vorbim astăzi despre unul dintre cele mai populare vicii, perceput de multe ori drept o activitate recreațională. Percepțiile culturale care învăluie fumatul au variat cu timpul și locul, de la spiritual la păcat, de la sofisticat la vulgar, de la plagă socială la pericol mortal asupra sănătății. Care sunt substanțele toxice care se află în fumul de țigară și ce efecte pot avea asupra sănătății? Ne vorbește în continuare doctorul Adrian Tase, pe care îl salut chiar acum. Bună dimineața, domnule doctor, și bine ați revenit. Și bine v-am regăsit. Iată, vorbim despre un obicei de amploare devenit o problemă reală la nivel european, fumatul. E adevărat, și nu numai european, la nivel mondial. Bineînțeles că și țara noastră se confruntă cu acest obicei care a ajuns la proporții epidemiologice. Cum spuneați, fumatul a apărut cu secole și chiar milenii în urmă ca un obicei rafinat al regilor, al înalților preoți și amani din diverse zone ale terei. Odată cu emanciparea din a doua jumătate a secolului 21, fumatul a devenit accesibil și păturilor largi ale populației, dar iată că, corelat cu stresul cotidian, la mulți dintre ei a apărut supraconsumul de țigări, care, iată, a alertat, începând din prin anii 60, societățile academice medicale. De atunci s-au luat primele măsuri antifumat, care însă au avut rezultate abia spre finalul secolului trecut, când în anumite țări s-a ajuns la proporții foarte mici. Credeți că mai rămâne România în topul țărilor fruntașe în ceea ce privește consumul de țigară? Din păcate, România are un consum mare de țigări și mai ales la populația tânără. Eu care, mă rog, am contact și cu generația tânără și îmi place să particip la evenimentele lor, îmi dau seama că totuși sunt mulți fumători în această zonă și totuși ne putem consola că în țările vecine nouă, Ungaria, Serbia, Bulgaria, rata fumatului este mai înaltă. Cel mai mult este în Rusia. Apoi, în partea, să zicem, a Uniunii Europene, excelează Spania și Grecia. Și în partea asiatică, China este campioana fumatului. Nu departe se află și Japonia și Coreea de Sud. Deci iată că nu este ușor să controlezi o plagă socială. Într-adevăr, spuneți-mi, vă rog, ce conține fumul de țigară? Fumul de țigară conține mii de substanțe, putem să le spunem, toxice. Cea mai importantă este nicotina, care este ingredientul principal al fumului de țigară, care este, din punct de vedere farmacologic, o substanță interesantă. Pe lângă ea, însă, sunt mii de substanțe, dintre care multe au efect cancerigen, pentru că sunt gudroane care, prin ardere, produc efecte maligne. Nicotina este cea mai interesantă și, de fapt, de aici a plecat farmecul țigării, pentru că ea dă niște efecte care ameliorează activitatea cerebrală, activitatea cardiacă și activitatea glandelor endocrine.
Asta în doze mici și la persoanele care sunt, poate, știu, suferă de under stress, adică persoanele care au dorința de a fi mai active, mai și mediul respectiv nu le permite. Țigara are și un aspect social, adică în toate locurile există pauze și pe holuri se fumează. Hai să ieșim la o țigară. Da? Pauză de țigară. Deci acolo se la o țigară se pot discuta inițierea unui proiect, a unei relații și așa mai departe, poate chiar mai mult decât în plenul unor sesiuni formale. Scoate tot adevărul din om, oare această țigară? Crezi o stare de relaxare și de bună dispoziție pentru că acționează și asupra sistemului limbic care secretă serotonină, un hormon al plăcerii și bineînțeles că nu trebuie făcut exces pentru că pe termen lung țigara este dezastroasă. Într-adevăr, dacă este să vorbim despre efectele negative, iată, care survin în urma consumului de tutun, aș vrea să ne povestiți câteva despre cele de scurtă durată, da? Ce se întâmplă la câteva minute după ce s-a inhalat fumul? Efecte de scurtă durată. Este vorba de efectele pe sistemul nervos central. Efectele bune sunt că nicotina crește atenția, memoria, viteza de reacție. Pe de altă parte, activează anumite glande endocrine și activează, ca să spun așa, accelerează un pic activitatea cardiacă, ceea ce în cantități mici ar fi un lucru bun, vorbim la nivel conceptual. Pe de altă parte, însă, opinia, și vorbesc în calitate de cardiolog acum, opinia societăților academice de cardiologie, pneumologie și orice altă societate medicală este că o țigară este deja prea mult. Deci dacă la alcool e permis o doză, dacă la cafea e permisă o doză, două pe zi, la țigară medicii nu mai permit deloc pentru că efectele sunt prea dezastroase, sunt trei categorii de boli extrem de periculoase și din acest motiv suntem mai exigenți cu fumatul. Nicotina, de fapt, creează dependență, aici este problema. Acea plăcere care devine vinovată, înrobitoare, da? Și, practic, ai fumat o țigară, crește cantitatea de nicotină la nivelul sângelui pentru o perioadă de timp, depinde de ritmul, poate fi o oră, două sau zeci de minute la cei care fumează mai mult, după care concentrația de nicotină din sânge scade conform oricărei legi din farmacologie. În momentul în care ea scade sub un anumit prag, apar niște reacții și organismul care e deja addicted, este dependent, are o foame, o poftă irezistibilă de a aprinde o nouă țigară. Aprinde țigara, din nou crește concentrația de nicotină, în sânge apar acele efecte de care spuneam plăcute, din nou trece ceva vreme și iar scade concentrația și așa mai departe. Deci e un cerc vicios care poate fi întrerupt doar într-un singur loc, să nu mai aprinzi țigară. Ușor de spus, nu? Cei care sunt fumători sunt în mod clar, pot spune că nu este atât de ușor, deși ar fi ideal. Haideți să mai ne spuneți încă o dată, vă rog, care sunt efectele? Poate îi reușim, eu știu, reușim să-i convingem la un moment dat să se lase de fumat. Care ar fi efectele pe termen lung asupra sănătății, această dependență? În primul rând sunt niște simptome neplăcute, este tusea tabagică, care este foarte supărătoare. Această vulnerabilitate a aparatului respirator la infecții este iarăși o problemă. Dar cele trei categorii majore de boli sunt, iată, bolile respiratorii și mă refer aici la tot aparatul respirator, dar mai ales la plămâni, care este, de fapt, cel mai important organ. Acolo se face oxigenarea organismului. O altă categorie, a doua, de boli sunt bolile vasculare și, în primul rând, infarctul miocardic acut.
Nu ne referim numai la infarctul inimii, ne referim la infarctul plămânului, la infarctul creierului, care se numește accident vascular cerebral, la infarctul piciorului, da? Arterita, sindromul de ischemie acută periferică. Poate fi și la nivelul rinicului, la nivelul intestinului. Practic orice organ poate suferi de infarct, dar mai frecvent cele pe care le-am spus. Și a treia categorie de boli sunt cancerele. În primul rând, pe unde circulă fumul, începând cu buzele, cavitatea orală, faringele, laringele, bronhiile și plămâni. Cancerul de plămâni este foarte frecvent și cu metastaze rapide. Este foarte periculos. Deci, acestea sunt cele trei categorii de boli majore. Deloc de neglijat. Pentru cei care încearcă să se lase de fumat, credeți că este de folos, iată, diminuarea cantității țigărilor pe zi? Este un pas? Da, sunt două tehnici de fumat, de abandonare a fumatului. Una este rapidă, bruscă, dar care îți lasă un pic de timp. De exemplu, te lași brusc, dar nu din acest moment. Îi se dă un timp de o săptămână, două și să zicem la 1 noiembrie sau chiar într-o altă dată, el se lasă de fumat după ce și-a anunțat tot anturajul că se lasă de fumat, ca să aibă și un pic de rușine să creeze un... Altă tehnică este să te lași progresiv. O țigară, foarte ușor se poate, chiar foarte ușor, o țigară pe săptămână, adică o țigară pe zi mai puțin, în fiecare săptămână. Până când la un moment dat se vor termina, se vor diminua. Da. Mai de mult societățile academice erau mai indulgente. Lăsau să fumeze pacientul până la 5 țigări pe zi și în felul acesta se crea și acea alimentare cu doze minime de nicotină, astfel încât să nu apară sevrajul. Dar din cauza faptului că scăderea acestor trei categorii de boli din punct de vedere al procentelor statistice a fost mică, a trebuit să ajungă la zero țigări pe zi. Da, dacă ar fi să ne referim la alte mijloace terapeutice în acest sens, da, care ar fi acestea? Există și metode medicale, chiar farmacologice, de a abandona fumatul. Unul dintre ele este chiar terapia substitutivă cu niște peciuri, niște petice, plasturi, da, care conțin cantități minime de nicotină și care au acest efect de a înlătura sevrajul. Pentru că tot sevrajul este... Cine se lasă de fumat sau mulți dintre ei trec prin simptome foarte neplăcute, cu dureri de cap, cu grețuri, cu... Mă rog, e o problemă foarte dificilă. Există însă și medicamente care acționează asupra receptorilor, asupra unor receptori cerebrali, care scad acest apetit pentru fumat. Da, bun. Dacă ar fi, eu știu, să găsim câteva motive pentru care să încercăm să-i convingem pe cei care fumează să se lase de fumat, care ar fi acestea? În primul rând, cred că o mare parte dintre fumători știu și vor să se lase de fumat, dar nu problema, pot. Că știu, dar da, nu pot, într-adevăr. Pe o parte din ei trebuie să informăm, pentru că sunt unii care ignoră efectele fumatului. Deci aceea trebuie în primul rând să conștientizeze că fumatul este rău. Cei care știu deja că fumatul este rău și nu au puterea să lase, trebuie consiliați. În țara noastră nu există decât foarte puțin profesioniști full-time care să facă activitate de prevenție cardiacă și în special să ia măsuri antifumat. În Finlanda a fost un model de succes, o doamnă care a călcat fiecare localitate cu multă perseverență și a reușit să reducă drastic fumatul în acea țară nordică. Deci trebuie să te ocupi de oameni ca să... Trebuie asistați majoritatea. Puterea voinței este până la urmă cel mai important mijloc de a te lăsa de fumat. Dar
Și așa, statisticile spun că încercările sunt între 5 și 7 ori. Deci, din prima, e foarte greu să reușești. Într-adevăr, este un exercițiu de voință, iată, a renunța la acest obicei. Despre fumatul pasiv o să vorbim cu siguranță data viitoare, pentru că și acolo sunt o mulțime de lucruri interesante pe care am dorit să le aflăm. Sigur, vom vorbi despre acest fumat second hand, cum se mai spune, și care are și el particularitățile lui. Domnule doctor, vă mulțumim frumos pentru aceste informații, așadar, și vă așteptăm cu interes și data viitoare. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, iată, se pare că în România studiile arată că în 2018 5,63 de milioane de români de peste 15 ani fumează. 3/4 dintre fumători consumă tutun în primele 30 de minute de la trezire. Ne mergem mai departe la Antena 3 Pitești, ne pregătim să o cunoaștem mai bine pe Miss România 2019, Michela Ciornea, frumusețea piteștancă de 23 de ani, care va avea nevoie de susținerea noastră la finala mondială din India. Rămânem împreună la O Cafea cu Piper. Bună dimineața! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă Bergambir doză 0,5 litri la doar 1,99 lei. Jam, supermarketul arceșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Seducătoare, fantastice piese de lenjerie de firmă. Ce cumpărăm, cum alegem, pentru cine alegem. Poșete și accesorii din piele unice în Pitești. Lenjerii de pat de calitate, cadouri rafinate, cosmetice și mici obiecte de design interior. Piața Firenze, o veste bună. Da, avem stil și în Pitești. Carrefour este partenerul care are grijă de confortul tău, așa încât a preluat și aplicația românească de livrări Bringo, cu ajutorul căreia distanța chiar nu mai contează. Cumperi de toate oriunde, rapid. Bringo, un click de acasă sau de la birou și produsele Carrefour dorite sunt ale tale. Bringo, shopping de calitate cu economie de timp. Cu experiență vastă în domeniul fashion pe piața de confecții din 2016, prin intermediul mai multor magazine online, brandul Larissa Fashion a dorit să aducă moda în România la prețuri accesibile. Haine originale, comode, versatile pentru birou sau evenimente office, ori timp liber, evenimente fastuoase sau ieșiri în oraș cu prietenii, la o calitate superioară și prețuri decente. Prin magazinele din galeria Oșan Bradu, dar și din zona nord a Piteștiului, Larissa Fashion este deja un loc de socializare în care te distrezi în evenimente regulate și faci shopping cu plăcere. Larissa Fashion. Ne răsfățăm clientele cu stil. Autoservirea Central de lângă Casa Cărții vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. Avem o paletă largă de mâncăruri gătite cu poftă. Zilnic Autoservirea Central pregătește 50 de feluri de mâncare. Meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani. Avem și oferte speciale, o ciorbă la 3 lei și 90 de bani, felul 2 la același preț. Vă invităm să serviți și preparatele specialități, ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, paste cu fructe de mare, lasagna și paelia. Noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Central, ieftin, proaspăt și gustos. În inima Făgărașilor, hotelul Posada Vidraru își răsfață de acum clienții cu o spectaculoasă piscină și un ansamblu spa rafinat, masaj, fitness, sauna, jacuzzi. Petrece o vacanță cu un stil de viață sănătos. Proprietatea oferă cazare și facilități de excepție, camere luminoase și curate, bucătărie delicioasă, excursii cu vaporașul sau drumeții, dar și activitățile în centrul spa. Evaluat la superlativ de clienții săi, hotelul Posada Vidraru vă așteaptă în peisajul fabulos pe malul lacului Vidraru, sub crasta Făgărașilor. Convingeți-vă! Vizitați-ne direct pe Transfăgărășan sau contactați-ne pe posadavidraru.ro.
De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură marca Iezer. Crește și comercializează păstrăvi și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Magazinul Universal din strada Târgu din Vale comercializează o gamă de peste 100 de modele de hidrofoare și pompe, produse de alimentare cu apă, gaze și canalizare la cele mai mici prețuri. Magazinul Universal vinde toată gama de instalații sanitare, calorifere și centrale, vopseluri și produse de uscaznic. La noi găsiți produse de calitate diversificate la cele mai mici prețuri. Magazinul Universal din strada Târgu din Vale, numărul 34. Acum super ofertă, sobă Fantasia la doar 489,90 lei, ușă, sobă la doar 75,90 lei și plită cu 3 ochiuri la doar 124,90 lei. Povestea celebrei cofetăriei Muștelene Iepurașul merge mai departe, acum la Pitești, într-un nou concept, Haute Couture. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul provoacă gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală, făină, cacao neagră, ouă și lapte. Fructele confiate, glazura fără coloranți din piure de fructe, ciocolată cu orez expandat sau cu alune de pădure întregi, ciocolata cu fulgi de cereale, sunt doar marca Maiore. Convingeți-vă gustând prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele dumneavoastră. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Un vis devenit realitate de 12 ani. Paradisul frumuseții. Salonul de înfrumusețare cu tradiție în Pitești vă invită să-i treceți pragul și să profitați de aparate revoluționare de înaltă tehnologie. Remodelare corporală, slăbire, rejuvenare facială, servicii de coafor, cosmetică, manicură și pedicură. Specialiștii salonului nu sunt doar pasionați de a vă pune în valoare frumusețea, dar și preocupați în detaliu de nevoile fiecarei cliente. Paradisul frumuseții. Ani buni de rezultate spectaculoase. Bulevardul Republicii, numărul 164. În clinica lui Estetic Art, medicii specialiști în bine estetica dentară și estetica facială pentru ca dumneavoastră să aveți o înfățișare plăcută, un zâmbet cât mai încrezător, dar și să creați o impresie bună. Profitați acum de noi oferte la clinica lui Estetic Art. Anti-aging, mezoterapie, tratament pentru alopecie, tratament pentru cearcăne, PRP plus cocktail facial și terapie Dracula plus cocktail facial. Lui Estetic Art. Rezervați-vă dreptul de a profita de cele mai bune servicii estetice și medicale. Hai la focul lui Sumedru! Vineri 25 octombrie, Primăria și Consiliul Local Țițești vă invită, începând cu orele 16:30, la un spectacol de muzică populară și artiști locali în centrul civic, cu participarea ansamblului Brâulețul din Țițești și Mini Taraful Casei de Cultură Țițești. La ora 18:30 se va aprinde focul și va începe festivalul gogoșilor pregătite cu multă dragoste de gospodinele satului. Vă așteptăm cu drag la focul lui Sumedru! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Bergambir doză 0,5 litri la doar 1,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană.
Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Spațiul public, informații publice, doar la Publica. Vă aștept în fiecare sâmbătă și duminică în jurul prânzului la Antena 3 Pitești. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Antena 3 Pitești, post regional în Argeș, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, cu spații de emisie în cadrul programului național Antena 3. Dăm zilnic examenul maturității jurnalistice. Vă propunem cele mai importante subiecte pe agenda publică aplicat problematicii locale. Prin matinal, jurnale de știri, emisiuni informative și culturale, suntem parte din comunitatea locală. Antena 3 Pitești, prin dumneavoastră, lider de audiență. Tot ce se întâmplă sportul argeșan îl aflați doar aici, în fiecare luni, la reprize de sport, de la ora 3, la Antena 3 Pitești. Sunt Simona Pomazan și vă aștept în fiecare marți la emisiunea Administrația la zi. Edilii vin în fața dumneavoastră. Veniți cu propuneri, aveți întrebări? Răspunsul îl veți afla doar aici, la Antena 3 Pitești, în fiecare marți, de la ora 15. Spațiul public, informații publice, doar la Publica. Vă aștept în fiecare sâmbătă și duminică în jurul prânzului la Antena 3 Pitești. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. În cele ce urmează, dezbatem și admirăm frumusețea în stare pură. Iar atunci când frumusețea este însoțită de virtuți, ei bine, se creează perfecțiunea feminină. Înainte de a vă prezenta invitata mea superbă de astăzi, aș dori să ne întoarcem în urmă cu 90 de ani, atunci când a avut loc primul concurs de frumusețe din România.
Din cele 72 de finaliste, Magda Demetrescu a fost aleasă prima Miss România din istorie. Iar în iunie 1929, tânăra de 17 ani pleacă în America să reprezinte țara noastră la Miss Univers. Mă înduieșează și mă stingherește această atenție deosebită. Cu ce am meritat-o și voi putea oare, Doamne, să înfățișez în America toată frumusețea țării mele? Se întreba ea atunci. Ei bine, a putut. Miss România 1929 a avut cel mai mare succes la proba de dans, în care, îmbrăcată în costum național, i-a ridicat în picioare pe spectatori cu un program combinat de dansuri populare românești. Și ne întoarcem în anul de grație 2019, când România va fi din nou reprezentată la o finală mondială de frumusețe care va avea loc de data aceasta în India. Doamnelor și domnilor, este vorba despre piteștanca noastră, modelul Michela Ciornea, student în anul 6 la medicină în București. Bună dimineața, Michela! Bună dimineața! Draga mea, ești superbă. Mulțumesc. Și nu mă pot abține. Am spus-o și o spun și în această dimineață. Iată, meriți pe deplin titlul de Miss România. Mulțumesc. 2019. Spune-mi, te rog, de când ai pătruns în această lume artistică? În 2011, cred că am participat la primul concurs de frumusețe pentru adolescente. Se numea atunci Miss Teenager România. A fost organizat de doamna Rita Mureșan. Atunci am fost printre cele 25 de finaliste și ulterior am câștigat și două premii în marea finală, iar la un an după, în 2012, am fost descoperită de o agenție de modeling din București, de atunci ei fiind cei care mă reprezintă în acest domeniu. De ce te-ai decis să participi la Miss România în acesta? Știam de acest concurs din 2012, când cei de la organizația Info Fashion România au făcut finala în Pitești. Atunci eram încă destul de mică și am fost model pentru pauzele de concurs între etapele fetelor. Și atunci a fost cam primul contact cu un astfel de concurs și de atunci am avut așa în minte ideea de a participa la un astfel de concurs și sora mea a fost cea care la începutul verii mi-a spus ce-ar fi dacă te-ai duce, n-ai mai făcut de mult ceva în domeniu și cumva toate lucrurile acestea acumulate au făcut ca eu să mă hotărăsc să particip anul acesta la marea finală. În același timp tu ești student la medicină. Da, la medicină generală. Anul 6? Da, exact. Destul de greu să îmbine aceste două domenii. Da. Cum reușești până la urmă? Asta a fost cel mai greu. După ce am anunțat că o să plec în India, după ce am fost anunțată că o voi pleca în India, a fost foarte greu să găsesc un echilibru între programul de la facultate, care este unul zilnic de minim 4-6 ore, cu repetițiile, cu colaborarea cu cei care mă ajută pe perioada cantonamentului acolo. A fost greu, dar am așa un program bine stabilit care mă ajută să trec să de la un... Exact. Spune-mi, te rog, te așteptai să câștigi competiția Miss România 2019? Au fost emoții, dar cumva în sinea mea știam că sunt pregătită și știam că anul acesta e anul în care trebuie să particip, fiind și ultimul meu an ca student, cumva înainte de o perioadă de tranziție în câmpul muncii. Ai simțit că vine momentul tău? Da, și am simțit că sunt pregătită și că e momentul să merg. Sunt anumite criterii standard pe care trebuie să le îndeplinească concurentele atunci când participă la o competiție, iată, de așa învergură? Sunt câteva reguli, cum ar fi vârsta. Mulți nu știu, dar intervalul este cam 18-27 de ani. Înălțimea ideal ar fi cam peste 1,70 m. Ce înălțime ai tu? 1,73 m. Da. Și greutatea? 55, sper, la un 53 în curând. Da, și alte aturi, nu sunt neapărat niște reguli sau niște standarde, dar limbile străine sunt destul de apreciate, activitatea de voluntariat în domeniu. Așadar, ai fost desemnat să reprezinți România, iată, în finala mondială din India, într-una dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume. Da. Despre ce concurs este vorba? Despre Miss Intercontinental. Da. Este un concurs care are loc în India anul acesta și vor fi concurente din peste 90 de țări, deci este un concurs foarte mare și foarte dificil, pentru că, spre deosebire de alte concursuri, la începutul serii finale vor fi anunțate cele 20 de semifinaliste. Deci, practic, încă de la început este selecția, da. Exact, este o selecție. Ulterior, cele 20 vor trece la proba costumului de baie, ulterior vor fi alese 10 care vor participa la proba rochiei de seară și, în final, proba întrebării care va șlefui așa top 3 și marea câștigătoare. Spune-mi, te rog, când va avea loc această competiție? Marea finală este pe 21 decembrie, dar eu voi pleca acolo încă de pe 27 noiembrie, pentru că în perioada aceasta de 3 săptămâni este cantonamentul
antrenamentul oficial, cu ședințe foto, interviuri, activități și oarecum tot felul de proiecte și activități prin care cei de acolo să-și poată facă o idee mai bună despre cine suntem și cam cine ar trebui să fie printre preferate. Așadar, se poate spune că pe această perioadă de 3 săptămâni de cantonament, juriu va avea un ochi subtil asupra concurentelor? Mi s-a spus că suntem, din momentul în care ajungem la aeroport, suntem foarte bine foarte bine studiate și toată lumea este foarte atentă la noi. Deci încă din prima zi. Ce vi s-a spus că trebuie să faceți? Trebuie să aveți grijă la atitudine, la felul cum interacționați cu oamenii? Ce anume mai vor să vadă? Da, e foarte important și felul în care interacționăm noi între noi, concurentele. Ei caută, pe lângă o fată frumoasă, inteligentă, ambițioasă și așa mai departe, o fată destul de comunicativă, care reușește să se integreze, să-și facă prieteni ușor. Și cumva contează mult interacțiunea cu cei din echipă și cu restul concurentelor. Așa cum spuneam la început, frumusețea se transformă în perfecțiune sublimă atunci când, iată, defilează în același timp cu o serie de virtuți care îți îmbogățesc calitatea umană. Ce anume te completează, iată, ce anume completează frumusețea ta din acest punct de vedere? Care ar fi, eu știu, virtuțile care te-ar putea diferenția de celelalte concurente? Sunt o persoană destul de ambițioasă și cumva uneori poate prea ambițioasă și dau într-un perfecționism care e ușor deranjant, dar sunt o fată ambițioasă, muncitoare, am fost tot timpul învățată să rămân consecventă și să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și cumva am investit în multe domenii, pe lângă activitatea ca și studentă, în acțiuni de voluntariat, stăpânesc 2-3, poate chiar 4 limbi străine, cu ușoară franceză. Am făcut foarte mult sport și cumva sunt familiarizată și cu mediul acesta. Deci am, cred eu, un pic din mai multe domenii care să facă diferența. Acolo toate concurentele sunt frumoase și cumva pregătite, dar cred că diferența va face cine suntem noi și cine suntem cu adevărat, fără să încercăm să șlefuim perfecțiunea și fără să încercăm să părem altcineva decât suntem. Așadar, ai avut un trecut de sportivă, de performanță? Sau a fost mai mult o pasiune care te-a ajutat să-ți menții, iată, silueta? Cumva un pic din ambele. Am făcut în not aproximativ 4-5 ani, ulterior volei cam tot aceeași perioadă. Am fost chiar în echipa orașului, LPS Pitești. Deci un început de performanță cred că a fost. Am făcut și balet și dansuri. Deci cumva de la 5 ani până la finalul liceului am fost în domeniul sportiv. Ce crezi că te învață, iată, acest domeniu al sportului în cariera pe care o ai acum? În primul rând, respectul față de ceilalți, munca în echipă și te învață să comunici mai ușor, să înțelegi ce-și doresc cei din jurul tău, să comunici cu ei, mai ales la sporturile de echipă am învățat acest lucru. Da, iată, în experiența ta de viață ai 23 de ani, da? Da. Da. Spune-mi, te rog, anumite principii după care, eu știu, te ghidezi? După cum am spus, sunt un om foarte muncitor și știu că dacă muncești pentru un lucru și rămâi cumva focusat pe o țintă anume și faci tot ceea ce ține de tine să reușești să faci ceva, la un moment dat se va întâmpla. Cred foarte mult în acest, nu știu, principiu al muncii și al obținerii unui lucru prin forțele proprii și nu prin ajutorul celor din jur. Și cumva tot ceea ce am obținut a fost făcând așa ceva. Până la urmă este foarte important să scoți ceea ce e mai bun din tine, da? Să ai această conștiință curată că ai făcut tot ce ai putut și a ținut de tine. Exact. Foarte important, nu? Da. Ne întoarcem la concursul, iată, de frumusețe care va avea loc în India. Când vei pleca? Pe 27 noiembrie. Bun. Și până atunci ce trebuie? Ai o pregătire în prealabil? Trebuie să ții cont de anumite lucruri? Da. Am început să fac sport mult mai mult în fiecare zi, să am grijă la ce mănânc. Și pe lângă asta toate lucrurile oficiale, respectiv ședințele foto, colaborarea cu designerii și cu oamenii care mă vor ajuta pentru ținutele oficiale, ședințe foto și video, pentru că cei de la concurs ne cer în permanență poze noi, filmări cu noi. De asemenea, sunt implicată în câteva activități de voluntariat. Este o activitate care începe chiar de astăzi în București, care luptă împotriva cancerului de sân. Este în parteneriat cu o mare firmă care se ocupă de așa ceva de câțiva ani. Și pe lângă asta mai sunt așa câteva proiecte în care sunt implicată și evident programul zilnic de la facultate cu examene, cu tot ce implică viața de exact. Student. Michela, spune-mi, te rog, ce ți se pare cel mai dificil în concursurile de frumusețe?
Mi se pare greu să rămâi autentică și să reușești să rămâi tu și să impresionezi pentru asta. Acest domeniu este unul care încearcă să șlefuiască tot timpul frumusețea și să o prezinte așa cât mai aproape de perfecțiune. Și cred că e greu să rămâi reală și autentică și să reușești să te faci plăcută prin cine ești cu adevărat și nu prin ceea ce vrei să pari. Pentru că, într-adevăr, atunci când ochiul critic este ațintit asupra voastră, se caută autenticitatea și frumusețea naturală. Clar, într-adevăr, da. Da? Spune-mi, te rog, ce ți-ai dorit de la această competiție importantă la care vei participa înaintea sărbătorilor de iarnă? Cum ar putea cei care, iată, te văd să te voteze? În primul rând, aș vrea să vă spun că România nu a fost niciodată în top 20 printre semifinalistele acestui concurs și cumva anul acesta sper să fac măcar pasul acesta, dacă nu chiar și mai mult. Și cei de acasă și cei care ne urmăresc ar putea să mă ajute prin urmărirea pe rețelele de socializare a activității mele și a paginii Miss Intercontinental România, pentru că acolo postez tot ce înseamnă activități, partea de vot și așa mai departe. Va fi și un vot oficial care probabil va fi deschis în perioada cantonamentului din India. Deci cei care vor să mă ajute ar putea să facă în primul rând prin mediile online, pentru că trăim în secolul 21 și știm cât de mult contează. Și avem acces, exact, la tot ce înseamnă acest lucru. Așadar, competiția se va difuza și în mediul online? Da, da. Și atunci se pot acumula voturi? Va fi o perioadă înainte de concurs, prin care va fi un vot online, nu știu exact câte zile sau dacă va fi chiar pe toată perioada cantonamentului, dar este o etapă importantă, pentru că anul trecut una dintre semifinaliste a fost cumva avansată deja în top pe baza numărului voturilor celor de acasă. Bun. Deci cumva e important. Cei care vor să te urmărească, așadar, unde, pe ce pagină te pot găsi? Pe pagina mea de Facebook, Michela Ciornea, sau pe pagina mea de Instagram, Michela cu 2DH. Așadar, doamnelor și domnilor, merită să încurajăm frumusețea noastră argeșancă. Iată, participă la o mare competiție de frumusețe la nivel mondial din India. Michela, pe final de emisiune te-aș ruga să extragem bobița de piper din ceșcuța emisiunii. Suntem la o cafea cu piper și așa am obișnuit, din ceșcuță extragem acest simbolic bob de piper care constă de fapt printr-o întrebare. Care sunt intervențiile chirurgicale estetice cu care ești de acord? Dacă ești de acord. Dacă. Da, am fost tot timpul adepta frumuseții naturale și știu că atâta timp cât avem încredere în noi și suntem împăcați cu felul în care arătăm, nu cred că avem nevoie de nicio intervenție chirurgicală. Evident, sunt de acord cu cele post-traumatice sau post-arsuri sau care chiar necesită o intervenție, dar pentru îmbunătățiri n-am fost niciodată un fan și cred că putem trăi și fără ele. Rămâi adepta al așadar sportului, clar, dietei sănătoase și tot ce ține de această dezvoltare naturală, nu? Da, clar. Doamnelor și domnilor, prezent la cafeaua cu piper, iată, a fost Michela Ciornea, Miss România 2019. Îți mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc și eu mult. Pe final, dacă ai un mesaj către cei care ne urmăresc, acum este momentul. După cum am spus, să ne urmărească, pentru că România are nevoie de ajutor. Spre deosebire de alte țări, nu avem susținerea necesară în acest domeniu și cumva să fie mult mai prezenți în mediul online, pentru că chiar contează. Și noi te susținem, să știi, pentru că mulțumesc. Ești argeșanca de-a noastră din Pitești, iată, și România merită să ajungă acolo unde își dorește și unde are locul, de fapt, pentru că țara noastră întotdeauna a dat frumuseții, iată, naturale. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Dana Popescu sunt eu, să aveți o zi cât mai frumoasă, rămâneți cu programele Antena 3, la revedere pe luni! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă Bergambir doză 0,5 litri la doar 1,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor.
Povestea celebrei cofetăriei mușcelene Iepurașul merge mai departe, acum la Pitești, într-un nou concept, Haute Couture. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul provoacă gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă și lapte. Fructele confiate, glazura fără coloranți din piure de fructe, ciocolată cu orez expandat sau cu alune de pădure întregi, ciocolata cu fulgi de cereale sunt doar marca Maiore. Convingeți-vă gustând prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele dumneavoastră. 400 de metri pătrați în care frumusețea este la ea acasă. Salon Bela Popescu, unul dintre cele mai mari și avangardiste saloane din România. Două nivele deservesc dorințele și capriciile celor mai pretențioase cliente. Aparatură ultramodernă, dotări de ultimă tehnologie, produse de lux. O atmosferă prețioasă și exclusivistă. Și cel mai important, aici se pregătește permanent o echipă de specialiști. Sunt ultra calificați de către trainer de top. Coafor, cosmetică, remodelare corporală, centru de bronzat, manicură, pedicură, extensii de păr, gene, fir cu fir, micropigmentare, make-up, dar și cea mai bună academie de formare profesională din țară, certificate de Ministerul Muncii. Toate sub un singur brand, salonul Bela Popescu, cea mai cool locație. Vedetele vin la noi, fix în centrul Piteștiului. Salonul și Academia Bela Popescu. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Bergen Beer doză 0,5 litri la doar 1,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor.